Legendele mărțișorului, soarele, zmeul și feciorul curajos. Una dintre cele mai cunoscute legende care vorbește despre mărțișor spune că de mult, soarele, pentru a vedea cum este viața omenească, s-a transformat într-o fată de o frumusețe impresionantă și a coborât pe pământ. Aici, fata a fost răpită de un zmeu, iar pentru că nu a putut să se întoarcă pe cer, întreaga natură a rămas amorțită în besnă și frig, făcându-se iarnă. Pentru a salva lumea, un tânăr curajos s-a luptat cu zmeul și a eliberat-o pe fată, redând soarele cerului. Picăturile de sânge ale băiatului s-ar fi scurs pe zăpadă și au topit-o, scoțând la iveală ghioceii. Astfel, primăvara sosise, iar fapta glorioasă a tânărului s-ar fi transmis prin viu grai până astăzi, când culoarea roșie a unui șnur de mărțișor ar reprezenta sângele feciorului, iar cea albă a celuilalt șnur, zăpada. Minunații!